Domnul lider, haideți să invităm pe colegi. Domnul și domnilor deputați, declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul celor 330 de deputați până în acest moment și-au înregistrat prezența 184. În conformitate cu prevederile articolului 94 din regulament, vă informez că au fost distribuite electronic și afișate pe pagina de internet a Camerei Deputaților următoarele documente. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de luni 20 iunie, marți 21 iunie și miercuri 22 iunie, programul de lucru pentru perioada 20-25 iunie 2022, lista rapoartelor depuse în perioada 15-20 iunie 2022 de comisiile permanente sesizate pe în fond, lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale. Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare. Vă reamintesc că potrivit ordinii de zi și programului de lucru, astăzi dezbate moțiunea simplă. Iar la încheiere vom continua lucrările cu privire la răspunsurile și interpelările adresate membrilor guvernului. Întreb liderii de grup dacă sunt observații în legătură cu ordinea de zi. Nu. Nu hotărât. Doamnelor și domnilor deputați, intrăm în ordinea de zi. Începem dezbaterea moțiunii simple inițiate de 52 de deputați. Pe procedură... Vă rog. Doamna deputatrice, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în conformitate cu articolul 20 aliniatul 3 din regulamentul Camerei Deputaților, vă aduc la cunoștință retragerea mea din grupul parlamentar USR. Tot astăzi mi-am înaintat demisia și din partid. Menirea unui politician este de a-și servi poporul care l-a ales cu demnitate, bună credință și onestitate. Așa văd eu această politică altfel, pe care o amintim mereu de ani de zile. Doar că lucrurile nu stau așa cum ne dorim întotdeauna, deși în USR este plin de oameni faini. Am văzut cum puterea ajunge să te pervertească, am văzut cum interesul de gașcă sau de beneficii ajunge să fie pus mai presus de binele comun. Aleg să-mi păstrez reperele, să rămân fidelă principiilor pentru care am intrat în politică cu 3 ani în urmă. Aleg să clădesc și nu să dezbin. Aleg să evoluez și nu să mă pierd în orgolii și lupte fără sens. Aleg astăzi să las în urmă USR și să construiesc din nou, de la capăt, mai bine și mai temeinic. Aleg reper. Mulțumesc! Am luat act de decizia dumneavoastră. Doamnelor și domnilor deputați, intrăm în ordinea de zi, începem dezbaterea moțiunii simple inițiate de 52 de deputați. Temeiul articolului 193 din regulament, întreb dacă vreunul dintre semnatari își retrage semnătura de pe moțiune. Nu? Pentru dezbaterea moțiunii, Biroul Permanent și Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare vă propun următoarele. Moțiunea simplă va fi citită de către unul dintre semnatari. Guvernului se rezervă 50 de minute pe care le utilizează la începutul și la încheierea dezbaterii. Pentru dezbateri, luându-se în calcul câte 50 de secunde pentru fiecare deputat, timpul maxim alocat grupurilor parlamentare, precum și deputaților neafiliați, se prezintă astfel. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, 18 minute. Grupul parlamentar al PNL, 13 minute. Grupul parlamentar al USR, 9 minute. Grupul parlamentar AUR, 5 minute. Grupul parlamentar UDMR, 3 minute. Grupul parlamentar al minorităților naționale, 3 minute și deputații neafiliați, 4 minute. Dacă sunt obiecții. Dacă nu, pregătiți cartelele de vot, supun votului propunerile prezentate. Să înceapă votul. ...133 de voturi pentru, 3 contra, 2 abțineri, cu majoritate de voturi, propunerile au fost 135, au fost aprobate. Înainte de a trece la prezentarea moțiunii, rog liderii grupurilor parlamentare să depună la secretarii de ședință lista cu numele deputaților înscriși la dezbatere. Dau cuvântul domnului deputat
Cristian Brian pentru citirea textului moțiunii simple. Domnul deputat, aveți cuvântul. Ministru, dezastru, educație fără viitor. Sfârșitul de an școlar este, pentru toți cei implicați în învățământ, momentul în care tragem linie în catalog. A venit clipa unui bilanț serios pentru un sector care are același om la cârmă încă din decembrie 2020. Ministerul Educației a fost condus neperturbat de Sorin Mihai Câmpeanu. De aceea, domnia sa este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învățământul din România. Nimic nu poate șterge din minte momentul în care, cu o indiferență asumată, Sorin Câmpeanu declara public că învățământul românesc a ajuns la un minim istoric. Așa cum știe toată lumea care a trecut prin școală, la trei corigențe rămâi repetent. Ministrul Câmpeanu nu are o corigență, nu are nici trei. Are corigențe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului Educației. Cu toate acestea, corigentul Câmpeanu nu se teme că va fi repetent sau, cine știe, exmatriculat. De ce? Pentru că, așa cum s-ar putea spune în școală, are pile la director. Corigent la alocarea bugetară. Bugetul educației este la un minim istoric. Am fost anul trecut la 3,6% din PIB și îmi propun să avem minimum 4% din bugetul pe anul viitor pentru educație, spunea ministrul Câmpeanu la audieri în luna noiembrie 2021. Și în 2022, ca procent din PIB, avem un minim istoric, aproape jumătate din cât promitea, 2,28%. La 3,7% din PIB, Miclea își depunea demisia de onoare. La 2,28%, Sorin Mihai Pristanda a început să adauge la bugetul educației și ce a găsit prin alte ministere și ar putea părea măcar forțat că ține de învățământ. Poate că nu se poate face școală în România cu banii ăștia. Tot ce face Câmpeanu este să bage adânc mâna în buzunarele părinților și ale cadrelor didactice. Câmpeanu este cel responsabil pentru menținerea educației în zona de subfinanțare cronică. Pentru că părinții completează necesarul școlii cu contribuții la fondul clasei, iar învățătorii și profesorii cumpără deseori materiale didactice pe banii lor și așa puțini. Pe 20 mai anul acesta, ministrul ne-a anunțat oficial că, în opinia domniei sale, alocarea bugetară ar trebui să rămână undeva în jur a 2,5% din PIB. Au trecut 4 ani de când Partidul Național Liberal scria apăsat în moțiunea simplă pe care am evocat-o, că am ajuns la un moment în care nu mai avem voie să permitem continuarea acestei politici educaționale fără viitor. Nu mai era voie, dar Câmpeanu s-a descurcat cumva. Corigent la salarizarea cadrelor didactice. Se prorogă măririle salariale promise și se amână returnarea banilor furați de la profesori. Salariile profesorilor nu sunt nici în acest an la nivelul prevăzut de legea salarizării unitare din 2017. Prin nou G130 din decembrie 2021, mărirea salarială nu a mai respectat nici măcar treptele de câte un sfert, s-a ajuns la câte optime din ce li s-a promis profesorilor. Ce urmează în acest ritm? Să se acorde o mărire de o 16-ime din diferența prevăzută de lege. Vor ajunge ordonanțele de prorogare ale drepturilor salariale să fie scrise pe portativ. Ca să adauge și o insultă la tâlhărirea cadrelor didactice, Câmpeanu a stabilit în nou G69 din 2022 că recuperarea diferențelor câștigată de profesori în instanță se va realiza la un nivel de 5% în 2022, explicând asta prin teama de dobânzi. S-a ajuns ca ministrul educației să-i fie frică de profesori ca de cămătari. De remarcat și că sumele furate de la cadrele didactice vreme de 4 ani vor fi restituite eșalonat în 5 ani. Așa arată legile și ordonanțele privind salariile din educație, de parcă sunt obligațiuni de stat. Corigent la transportul gratuit al elevilor, de cont la jumătate din costurile reale. Nici în 2021, nici în 2022, transportul județean al elevilor către școală nu a fost și nu este gratuit, așa cum prevede legea. OUG 50 din 2021, menită să rezolve
transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea de învățământ este un act bulversant, iar limitele de decont sunt departe de orice realitate. Nu mai mult de 30 de lei pe lună pentru distanța de 3 km. Pentru 20 de zile de școală înseamnă 1 leu și 50 de bani dus întors pe distanța minimă. Observați, vă rog, că nu am vorbit despre drumul de acasă la școală, ci din localitatea de domiciliu în cea unde se află unitatea de învățământ. Transportul local ar fi trebuit să se asigure de la bugetul de stat, prin transfer către unitățile administrativ-teritoriale. Asta până anul acesta, pentru că, prin nou G130 din 2021, UAT-urile sunt lăsate să se descurce cum pot, timp de un an. Cineva să-i spună ministrului Câmpeanu că nu pandemia i-a îndepărtat pe copii de școală, ci dezastrul din reglementarea transportului, așa cum semnalează nenumărate asociații de elevi care strigă din răsputeri la porțile închise ale ministerului. Corigent la combaterea abandonului școlar, scamatorie cu bani europeni și furt de la cei mai amărâți dintre români. Primim o sumă de 543 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili, pentru finanțarea programului de combatere a abandonului școlar în 2500 de unități de învățământ. Hotărârea de guvern a fost adoptată, cu artificii probabil, pe 31 decembrie 2021. Ministrul Câmpeanu va veni să vă spună că implementarea a fost un succes, că peste 1400 de școli cu risc mare de abandon școlar au fost selectate în martie să primească finanțare în program. Suntem în iunie. Au văzut vreun ban? Multe dintre școlile selectate în cadrul primei runde din PNRAS au rata de abandon zero. Deși de ani buni niciun elev nu a părăsit școala până în clasa 8-a, ele figurează cu risc ridicat, pentru că, printr-o scamatorie în definirea riscului, o pondere importantă o au absolvenții de clasa 8-a care nu participă la evaluare. Atenție, cei mai mulți dintre acești copii nici măcar nu părăsesc sistemul de învățământ, ci merg într-a noua, la profesională, unde nu au nevoie de nota de la evaluare. Dar ar trebui să vorbim în primul rând despre copiii care au nevoie cu adevărat de sprijin. Aflați în zone marginalizate socioeconomic, unde se lasă de școală, chiar și în ciclu primar. Copii forțați să muncească de la vârste fragede, copii expuși traficului de persoane, au fost excluși din pix de la finanțare. În fapt, tot ce reprezintă programul PNRAS acum este deturnarea de către Câmpeanu a fondurilor destinate celor mai săraci și mai expuși dintre cetățenii români, copiii din comunitățile marginalizate. Corigent la implementarea programului Masă Caldă, mulți copii merg la culcare flămânzi. Statisticile ne arată fața tristă a copilăriei din România. Unul din trei copii este nevoit să aleagă între rechizite, haine și mâncare. Unul din patru copii trebuie să decidă dacă va avea haine sau mâncare, iar unul dintre cinci copii merge flămând la culcare. De aceea și la noi au început programe pilot, precum școala după școală sau masă caldă în școli. Dar elevul Câmpeanu ar merge flămând la școală și s-ar întoarce de la școală tot flămând dacă ar coborâ printre muritori în sistemul de educație condus de ministrul Câmpeanu. În tot mandatul nu a reușit să adauge măcar o școală în plus în programul pilot Masă Caldă în școli, după ce a amânat prelungirea lui în 2021, când ordonanța de prelungire a venit abia în august, iar normele de implementare au venit abia la finalul anului trecut. Iar acum ne vântură pe sub ochi decizia de a demara un, așa zis, program integrat de masă sănătoasă, improvizat mai degrabă, din mai multe programe din fonduri europene, la fel cum a încercat să ne păcălească și cu bugetul global al educației regăsit pe alte ministere. Ce ne spune domnul Câmpeanu e că mai multe programe din fonduri europene, unele în curs de demarare, altele doar pe hârtie, puse la un loc, vor face împreună un program integrat. Deci, în loc de mai multe școli în care să beneficieze toți copiii de o masă caldă, ministrul Câmpeanu vrea o struță cămilă în care există riscul ca într-o școală unii copii să primească masa, iar alții nu, pentru că programele pe care vrea să le integreze au grupuri ținte diferite. Așa găsește de cuvință ministrul să stimuleze copiii să vină la școală. Învățătorul Câmpeanu îi spune elevului de clasa 3-a
care îl vede pe fratele său dintre a cincea chemat la masă, fă bine și învață că în 2 ani o să treci între a cincea și nu o să mai mergi la culcare flămând. Corigen la gestionarea pandemiei. Improvizație, incoerență, ezitare. Ne amintim toți de nebunia testelor de salivă, care ba au fost suficiente, ba nu ajungeau. Este absolut incalificabil că transformarea umilitoare a profesorilor și părinților în voluntari, asamblor de kituri de salivă, ambalate vrac. Introducerea ratei de vaccinare a profesorilor ca indicator pentru ținerea deschisă a școlilor a fost o măsură originală, am putea spune, având în vedere că, în răspunsul la interpelarea 2933-A din 10 noiembrie 2021, domnul ministru nu a izbutit să invoce nicio referință. Rata de vaccinare a cadrelor didactice nu a contat în decizia de a ține sau nu școlile deschise nicăieri în lume. Nu e suficient că ministerul a ratat orice măsură coerentă din timpul pandemiei. A reușit cu succes să facă praf până și ieșirea din pandemie. Cireașa de pe tort a fost felul în care ministrul a înțeles să facă tranziția cursurilor universitare din online în format fizic, în martie 2022, de a doua zi, în condițiile în care căminele erau pline de refugiați ucrainieni. Nu există termen de comparație pentru cât de ruptă de realitate este această măsură după 2 ani în care studenții au participat la cursuri online. Ea singură ar fi suficientă ca să convingă pe oricine că felul în care este condus acest minister este un pericol extrem pentru noi toți. Corigent la depolitizarea educației. Prelungirea intervenției de sus. Nu putem începe observațiile cu privire la imixtiunea politicului în educație fără a cita concluziile președintelui Iohannis din raportul România Educată din 2018. Citez. Aceste politizări se petrec în special în perioade guvernamentale PSD-iste. Deci PSD este eminamente politizatorul sistemului educațional. Am încheiat citatul. Cum au arătat concursurile de director organizate de ministrul Câmpeanu? Au fost 2 probe, una scrisă standardizată, cea de-a doua, interviu fără vreun standard. Cu o comisie de 5 membri, în care ar fi trebuit să se regăsească un specialist în resurse umane din sectorul privat. Nici măcar în București nu s-a respectat partea de reprezentant resurse umane. Rezultatul? Ajungem să pomenim de cazul din Turburea, județul Gorj. Aceeași persoană, în aceeași comisie, la proba de interviu, primește nota 8.40 pentru postul de director adjunct, dar doar nota 6.80 pentru postul de director. Ministerul și-a bătut joc de profesorii candidați din toată țara. Ministerul și-a bătut joc și de reprezentanții mediului de afaceri, care încă mai așteaptă, așa cum le-a fost promis, invitația din partea inspectoratelor de a face parte din comisiile de concurs. În ceea ce privește ARACIP, în loc să reformeze cu adevărat o instituție cheie, domnul Câmpeanu a făcut singurul lucru pe care l-a știut, să o politizeze și să facă o ciorbă din numirile în conducerea ei, distrugându-i credibilitatea. Unul dintre rezultate a fost acreditarea din pixul ministerial, în ciuda avizului negativ al ARACIP, a grădiniței Politehnica, într-o interpretare grosolană a legii. Corigent la educație remedială. Recuperări la muzică, latină și religie. Aflăm zilele acestea că peste 17.000 de elevi din clasa 8-a nu au mai ajuns să fie înscriși la examenul de evaluare din acest an și au situația școlară neîncheiată. Sunt corigenți sau repetenți? Felicitări! În acest context devine monstruos și de neiertat faptul că puținii bani de educație remedială s-au dus către materii precum muzică, latină și religie. Rușine, nu există încă un raport de implementare, nu a existat o evaluare temeinică a elevilor nici înainte și nici după orele remediale și nici nu știm cu ce lacune au intrat în program, dacă s-au rezolvat și în ce măsură. Acum 4 ani în familia USL, PNL certa PSD într-o moțiune simplă că salariile profesorilor au întârziat 2 luni. Ministrul Câmpeanu a reușit performanța de a măsura întârzierile salariilor în ani în cadrul programului de educație remedială. Un eșec din toate punctele de vedere.
corigent la combaterea fenomenului de plagiat. Ministru implicat în salvarea plagiatorilor. Complice la fenomenul plagiatului, Sorin Câmpeanu a devenit ministru al educației pentru prima dată în anul 2014, în decembrie, când o nevoie stringentă a lui Victor Ponta trebuia satisfăcută până la sfârșitul anului. Pe 29 decembrie apărea semnată de domnul ministru OUG 94 din 2014, prin care devenea posibilă renunțarea voluntară la titlul de doctor. În iunie 2021, pasă-mi-te, este o regulă generală a activității chiar înainte de vacanță, ministrului Câmpeanu i s-a năzărit să schimbe regulile de verificare a suspiciunilor de plagiat. A respins CNAT cu propunerea, a cerut societatea civilă să nu o facă și pe la sfârșit de iulie, chiar patronul României Educate declara că plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca persoanele acuzate să nu facă un pas în spate. Prin februarie, ministrul Educației se întreba iarăși, juridic, ce este plagiatul? Domnia sa nu și-a publicat deschis propria teză de doctorat și în curând se împlinește anul de grație acordat școlilor doctorale ca să se autoevalueze. Dacă dorea cu adevărat să arate că este de bună credință, ministrul Câmpeanu ar fi putut să repare tot prin ordonanță ceea ce a stricat în anul 2014. Reamintim că domnul Câmpeanu stă în fotoliul lui Spiru Haret, nu pe scaunul unui patron de aprozar. Corigent în relația cu Parlamentul, aroganță și autosuficiență. Ministrul Câmpeanu tratează Parlamentul, adică pe noi, cei de aici, ca pe o pacoste, ca pe o instituție agasantă, căreia nu ezită să arate cât de mult o disprețuiește cu orice ocazie. La întrebări sau interpelări, ministerul nu răspunde cu date concrete. Nici la solicitarea directă a președintei Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, ministerul nu a răspuns. Din partea ministerului, care are 5 secretari de stat, la ședințele comisiilor sunt trimiși subsecretari de stat, care nici măcar nu vin pregătiți pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Corigent la legislație, ministrul încurcă lume. Este inadmisibilă maniera în care un ministru al unei țări europene ține secret legi de o importanță vitală. Noua lege a educației, bavenea în toamna anului 2021, după memorandumul semnat în ședința de guvern din vara 2021, bavenea în debutul acestui an, bavenea pe 1 iunie 2022, ba cel mai târziu prin septembrie 2023, ba va fi în dezbatere publică, ba va fi asumată de guvern. Dar felul irresponsabil în care ministrul împarte ordonanțe, hotărâri de guvern și ordine nu poate fi trecut cu vederea. Ministrul Sorin Mihai Câmpeanu este o primejdie pentru toți cei implicați în educația din această țară. Vorbim de ordonanțe prin care au produs haos și dezastru în învățământ, transportul elevilor cu tarife imaginare, decontează părinții, trecerea creșelor de la unitățile administrative teritoriale la Ministerul Educației, decontează angajații creșelor care pierd și până la 40% din salariu. Numai cine a decis nu decontează nimic. Aceste ordonanțe au venit de azi pe mâine, fără posibilitatea ca oameni care se pricep să mai poată repara ceva. Vorbim de hotărâri de guvern cu dezbateri organizate șmecherește între Crăciun și Revelion, cu modificări substanțiale în componența agențiilor. Vorbim de ordine de ministru rupte din bezna eticii profesionale, acreditarea din pix a grădiniței căreia Aracip îi refuzase acreditarea, interpretarea originală a legii în mijlocul imoralității, dar pe marginea ilegalității și chiar a abuzului în serviciu. Vorbim de declarații contradictorii, ba renunțăm la semestre și facem trimestre, ba ne întoarcem la semestre ca să facem 5 module, școlile ba se închid, ba nu se închid. Când într-un final ne-am lămurit că se închid, măsura a fost prezentată sub forma unei vacanțe surpriză, ca nu cumva să fie sprijiniți financiar părinții nevoiți să rămână acasă sau să caute pe altcineva să rămână cu copiii. Și mai ales vorbim de zeci de mii de copii căzuți victime ale legiferării după ureche, lipsite de orice contact cu realitatea. 40.000 de elevi de liceu nu se înscriu la bacalaureat. 17.000
nu se înscriu la capacitate. Aproape 60.000 de copii dintr-un foc, încă înainte de a afla rezultatele la examene. Sunt pierduți pe drumul vieții de cel care ar trebui să le fie ghid și tutore. Noua lege a învățământului este la mâna unui ministru care nu se mai învață minte și care comite greșeală după greșeală. Cei care plătesc cu adevărat acest preț al incompetenței sunt generațiile de copii care consideră că școala este o pedeapsă, în bancă, dar și acasă, în țara unde doar diplomele și dosarul cu șină contează. Unde sunt planurile cadru promise și ce a reținut ministerul atâta timp să le elaboreze? De ce, din încremenirea acestui sistem de educație, nu ieșim în primul rând cu modificarea programelor, așa cum strigă în cor copiii, părinții și profesorii, ci ne repezim să facem schimbări de formă, de parcă semestrele purtau vina rezultatelor de la testele internaționale? În timp ce lumea moare de foame la propriu, în sistemul de educație, sau fuge oriunde vede cu ochii de salariile mizerabile, singura preocupare a ministrului este să păstreze aparențele prin operațiuni de PR și să țină cu dinții ca decizia politică să rămână legea de facto în sistem. Este singurul loc în care putem spune că actualul ministru a progresat. Plagiatorii sunt liniștiți și protejați, directorii și inspectorii sunt trimiși de la partid pe bandă rulantă, iar concursurile sunt în continuare o glumă. Legea educației se discută doar de către politruci în loc de specialiști, finanțarea educației e negociată tot între politicieni în funcție de feudele pe care le dețin, iar deciziile majore, precum calendarul școlar sau intrarea școlii în online, sunt ținute strâns în pixul unui ministru care conduce după bunul plac, după ce visează noaptea. Astăzi avem o datorie morală față de elevii batjocoriți, față de părinții ignorați, față de profesorii umiliți, de a face dreptate și de a acționa în forță. Adresăm un apel tuturor colegilor parlamentari ca, transpartinic, să participăm la construcția unui sistem de învățământ cu adevărat modern, cu școli în care elevii și profesorii să vină cu plăcere. Reamintim că, în Parlament, în diverse stadii din parcursul legislativ se regăsesc mărirea salariilor profesorilor la un nivel care să permită și debutanților să trăiască fără să se împrumute de la o lună la alta de la vecini care lucrează în construcții, inițiative pentru combaterea fenomenului de plagiat, prelungirea urgentă a programului pilot Masă Caldă în Școli sau ordonanța de recuperare a diferențelor salariale ale profesorilor care merită să-și primească toți banii măcar până la finalul mandatului nostru, în niciun caz peste 5 ani. În același timp, solicităm Guvernului României să ia act de situațiile prezentate și să dispună măsurile reparatorii urgente care cad în sarcina acestei instituții. Refacerea metodologiei de finanțare din runda a doua din PNRAS, în așa fel încât banii europeni să ajungă cu adevărat în comunitățile marginalizate, regândirea programului anunțat Masă Sănătoasă în Școli, în așa fel încât de masă caldă să beneficieze toți preșcolarii și elevii, nu doar cei de gimnaziu, mai cu seamă cei din școlile din comunități defavorizate, realizarea unor norme metodologice care să facă transportul elevilor între localitatea de domiciliu și în cea în care sunt școlarizați cu adevărat gratuit, sau elaborarea planurilor cadru care au ajuns să aibă vârste istorice pe baze adaptate realității din 2022. Totodată, pentru motivele prezentate în această moțiune simplă, grupul deputaților USR solicită demiterea imediată a ministrului Educației Sorin Mihai Câmpeanu, cel care poartă responsabilitatea pentru dezastrul în care se afundă învățământul din România. Vă mulțumim. În continuare îl invit la tribună pe domnul Sorin Mihai Câmpeanu, ministrul Educației. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, distinși colegi, membri ai Parlamentului, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc chiar și colegilor din grupul USR, datorită cărora am ocazia de a mă adresa astăzi aici, în fața dumneavoastră. Apreciez sincer acest lucru.
O să încep prin a-mi cere scuze că n-am să citesc nimic. Îi mulțumesc tânărului meu coleg. Îmi fac mea culpa că atunci când, exact în anul în care domnia sa se năștea, desigur este vina mea că m-am născut prea devreme, eu tocmai finalizasem un colegiu național Sfântul Sava, clasă de matematică fizică, treapta 1 și treapta 2 și chiar și facultate. Așa am învățat noi să vorbim liber. Materialul pe care l-ați prezentat, l-am ascultat cu mare atenție. L-am structurat în 9 teme principale, pentru că 9 teme ați abordat. Ați abordat, în primul rând, finanțare, buget. În al doilea rând, masă caldă. În al treilea rând, salarizare. Ați abordat, de asemenea, transport gratuit, abandon școlar și gestionare pandemie. Ați abordat, de asemenea, depolitizarea. Ați abordat problema eticii și a plagiatului și ați abordat problema gratuității transportului pentru elevi. 9 teme în total. Aș vrea să vă spun că avem competențe generale în număr de 6. Textul dumneavoastră, fiind public, o să-mi permit să-l folosesc pentru a ilustra aceste 6 competențe generale pe care trebuie să le dobândească fiecare elev în școală, la capitolul Așa nu. Prima competență generală este aceea de identificare a unor date și informații corecte. Materialul dumneavoastră este plin de informații incorrecte și date de asemenea. Și o să le explic punct cu punct. A doua competență este aceea de utilizarea regulilor. Regulile se pare că nu sunt cunoscute pentru dumneavoastră. A treia este de aplicare a acestor reguli. A patra este de exprimare. Competențele 5 și 6 sunt analiză și interpretare. Deja este complicat. Iar cea de-a șasea este modelare și transfer. De ce vă spun că datele și informațiile sunt incorrect menționate în textul dumneavoastră? În primul rând pentru că vă referiți la un subiect de maximă importanță pe care am încercat în nenumărate rânduri să-l clarific în fața opiniei publice, în fața colegilor din Parlament, în fața tuturor celor care au vrut să asculte. Finanțarea educației este absolut esențială. Bugetul Ministerului Educației în anul 2022 este de 30 de miliarde de lei. 30 de miliarde de lei. Asta înseamnă 2,28% din produsul intern brut, cum foarte corect ați menționat. Dar lecția ar fi următoarea. Finanțarea educației se face prin bugetul de stat, prin Ministerul Educației. Se face din bugetul de stat, prin sume defalcate de TVA. Se face din bugetul de stat, prin bugetele altor ministere și instituții publice. Apoi se face din bugetele autorităților locale, apoi a cincea sursă, venituri proprii și alte surse. Întotdeauna cheltuielile cu educația se raportează la aceste surse. Presupunând că dumneavoastră vă respect intenția de a vă raporta la bugetul educației, da, este 30 de miliarde de lei, în creștere cu 2 miliarde de lei față de bugetul Ministerului Educației anul trecut, și reprezintă 2,28% din PIB. Ați menționat că profesorul Miclea și-a dat demisia pentru că a avut un buget al Ministerului Educației de 3,7% din PIB. Vă aduc la cunoștință că bugetul Ministerului Educației în anul 2005, când era condus de profesorul Mircea Miclea, a fost de exact 2 miliarde 90.000 de lei. 2 miliarde față de 30 de miliarde acum. Iar raportat la PIB, nu însemna 3,7, ci însemna exact 0,73. Dar sigur, anul 2005 este mult prea îndepărtat și eroarea dumneavoastră poate fi iertată. Haideți să ne apropiem. Anul 2016. Anul 2016, spuneți că trebuie să-mi dau demisia pentru că Ministerul Educației are doar 2,28% din PIB.
Anul 2016, cred că erați la guvernare. M-am uitat în raportul premierului Dacian Cioloș, n-am înțeles dacă domnul Dacian Cioloș mai este în USR sau este în afara USR, care parte e înăuntru, care e în afară, dar nici nu contează. Bugetul Ministerului Educației în anul 2016 era de 4,5 miliarde de lei. Repet, 4,5 miliarde de lei. Comparați-l cu 30 de miliarde din 2022. În procente față de PIB, era de 0,59. N-am auzit în anul 2016 solicitări de demisie din cauza bugetului prea mic al Ministerului Educației. Dacă vreți să ne raportăm la PIB, le raportăm pe toate la PIB. Anul 2022, cheltuielile cu educația, în total, sunt 3,11% din PIB. Mai mici decât în 2021, mai mici decât în 2020, mai mici decât în 2019 din această perspectivă. În anul 2016 erau 2,84, mai mici decât 3,11, mai mici decât cele mai mici. Raportat așa cum vreți dumneavoastră de data asta, dar trebuie să vă hotărâți la PIB. Poate n-am reușit să fiu suficient de clar. În valoare absolută, cheltuielile cu educația sunt 41 miliarde de lei, 30 de miliarde de lei bugetul Ministerului Educației, 11 miliarde toate celelalte surse pe care nu le mai amintesc. În euro înseamnă 8,22 miliarde de euro. Anul trecut am avut 8,08 miliarde de euro. În fiecare an, bugetul a crescut în valoare absolută. Am dat exemplu anilor 2005 și 2016, pot să continui, dar mă uit și la timp. Sunt și celelalte teme de abordat. Deci, în măsura în care 41 de miliarde în 2022 e mai mic decât 21,7 miliarde lei în 2016, cât ați dat dumneavoastră, atunci da, este un minim istoric. 41 față de 21,7. Aș vrea să vă spun că am făcut raportarea și la bugetul general consolidat. Cu maximă onestitate vă spun că în anul 2022, anul acesta, raportat la bugetul general consolidat, avem 7,92%. 7,92%. Pentru aceia care n-ați citit declarațiile, am solicitat ca bugetul total al educației să ajungă la 15% din bugetul general consolidat al României. Suntem la 7,92, ne dorim să ajungem la 15%. A spus că nu solicit. Aș trece la cea de-a doua temă, masă caldă. Dacă la prima temă ați demonstrat că nu stăpâniți aparatul matematic care să vă facă să dobândiți competențele generale, la cea de-a doua temă văd că sunt probleme la citire. Dacă nu citiți actele normative, puteți, care sunt pe site-ul Ministerului Educației, propunerea de ordonanță de urgență cu masa caldă, puteți măcar să citiți presa de săptămâna trecută, că de aceea facem declarații de presă. Ați acuzat că n-am crescut nici măcar cu un leu și nici măcar cu o școală proiectul pilot din anul 2016. Păi haideți să vedem cum stăm. În anul 2016, acest proiect, program pilot foarte bun, avea o finanțare de 35 de milioane de lei. Subliniez, 35 de milioane de lei. În anul 2022, ordonanța de urgență agreată la nivelul guvernului, disponibilă pe site-ul Ministerului Educației, ne arată o finanțare de 354,9 milioane de lei. În măsura în care dumneavoastră reușiți să demonstrați într-o manieră credibilă că 35 de milioane pe care le-ați acordat în anul 2016 sunt mai mult decât 354 de milioane din anul 2022, sunt de acord cu dumneavoastră și la a doua temă, da, masa caldă merge prost. Am crescut la 300 de școli, afirmația din moțiune că n-am crescut cu nicio școală, am crescut de la 35 de milioane de lei în 2016 la 354 de milioane în 2022. Bun. Am crescut, zic eu. Dacă dumneavoastră spuneți că ăsta este minim istoric, sunt de acord cu dumneavoastră. În plus, la nivelul guvernului, premierul a decis constituirea unui grup de lucru format din Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acest grup de lucru are sarcina de a
integra. Și acum se pare că a integra accepțiunea noastră înseamnă struțul cămilă. De a integra toate resursele în așa fel încât să extindem programul masă în școală, pentru că masa poate să facă diferența pentru mulți părinți între a-ți trimite și a nu-ți trimite copilul la școală, până la 1 milion de elevi cu o finanțare de peste 1 miliard de euro în perioada 2022-2027. Ministerul Educației a făcut un prim pas important prin cei 354 de milioane de lei finanțare pentru masă caldă. Ministerul Agriculturii pregătește un pas încă și mai important. A spus de asemenea că ne adresăm doar unor copii de gimnaziu și lăsăm copiii de învățământ primar. Am savurat gluma dumneavoastră. Vă aduc la cunoștință, mă rog, ați vezi colegi care au condus Ministerul Fondurilor Europene, că nu ai cum să suprapui finanțarea europeană peste același grup țintă. Din acest motiv, PNRR, prin programul PNRAS, vizează finanțarea asigurării unei mese pentru elevii de gimnaziu. În număr de 190.000 în cele 1415 școli deja selectate și număr estimat de 380.000 în runda a doua, total 470.000 elevi de gimnaziu. Nu poți să finanțezi de două ori elevii de gimnaziu din fonduri europene. Avem POEO, care vizează finanțarea elevilor de învățământ primar. Lucrurile sunt integrate într-o manieră care, mă rog, constat că este mai dificil de înțeles, de asta încerc să o explic. Peste aceste două surse europene, avem ceea ce v-am anunțat acum, ordonanța de urgență cu masa caldă, care vizează deopotrivă elevii din învățământul primar și elevii din învățământul gimnazial. Cea de-a patra temă, salarizare. Păi, acuzați în moțiune că guvernul a dat curs solicitării sindicatelor din educație. Nu cunoașteți poate că după erorile de aplicare în calculul salariilor, ministrul dezastru este cel care a inițiat ordonanța de urgență pentru aplicarea corectă a calculului salariilor. Doar că până să aplic eu în 2021 un calcul corect, s-au strâns niște diferențe salariale, certificate în instanțe, prin hotărâri judecătorești. Ordonanța 69, dar și ordonanța 130 din 2021, prevede plata eșalonată în 5 tranșe. 5% primul an, 10% anul 2, 25% anul 3, 25% anul 4, 35% anul 5. Nu cred că are rost să spun că e o ordonanță care a fost promovată inclusiv de formațiunea noastră. Deci dacă a fost promovată greșit, asta este. Atunci, la solicitarea sindicatelor, se aplică această regulă în plus aceste diferențe salariale fiind actualizate cu inflația în tranșe de 5, 10, 25, 25, 35%. A fost o solicitare a sindicatelor. Dacă vorbim la modul general de salarizare, mă simt obligat să reamintesc cu plăcere faptul că susțin ca odată cu intrarea în vigoare a legii educației, urmarea proiectului România Educată, pentru că toate aceste lucruri trebuie să fie integrate, salariul profesorului debutant să fie salariul mediu pe economie din anul fiscal încheiat. Salariul profesorului debutant, salariul mediu pe economie din anul fiscal încheiat. Mai mult decât atât, deoarece în concluziile pe care fără doar și poate le cunoașteți, se prevede profesionalizarea și susținerea carierei didactice printr-un an de stagiatură imediat după absolvirea facultății, acei profesori stagiari care vor avea norma de predare înjumătățită, vor beneficia de același salariu, conform propunerii pe care o susțin, de salariu mediu egal cu salariu mediu pe economie. După anul de stagiatură, urmează să promoveze un examen de licențiere, în anul de stagiatură să fie îndrumați de mentori, mentorii să aibă norma de predare redusă la 14 ore, pentru ca celelalte ore pe care le folosesc pentru a îndruma pe colegii mai tineri să le fie plătite în plus, apropo de salarizare. Pot să continui foarte mult cu propunerile pe care le-am făcut cunoscute în mod repetat referitor la salarizare. Dar încerc să mă încadrez și în timp,
abordez a patra temă abordată de dumneavoastră în moțiune, transportul gratuit. Da, elevii trebuie să beneficieze de transport gratuit. V-ați legat de o componentă a transportului, de navetă, de singura componentă gestionată de Ministerul Educației, naveta elevilor. Sunt de acord cu dumneavoastră că tarifele au fost stabilite la, să spunem complet regula, la 30 de lei pentru primii 3 km, după care 3 lei pe următorii 47 de km până la 50, iar abonamentul care poate fi decontat pentru un elev este până la 171 de lei pe lună. 30 plus 47 ori 3. 171 și nu doar 30. Aceste tarife au fost stabilite înainte de declanșarea crizei economice care a generat scumpirea carburanților. Ele trebuie să fie revizuite. Revizuirea tarifelor pentru navetă, pentru transport local, pentru transport intra și interjudețean nu poate fi făcută corect de la Centrul de Ministerul Educației. Ea trebuie să fie dependentă de Consiliul Județean care are relație contractuală directă cu operatorii de transport. Consiliile județene sunt singurele care pot deconta transportul în așa fel încât gratuitatea să fie asigurată. Asta este propunerea pe care vă fac tuturor, dragi parlamentari. Consiliile județene să primească de la bugetul de stat, din sume defalcate de TVA, prin legea bugetului, având anexă specială în legea bugetului, sumele necesare pentru decontarea transportului astfel încât să fie asigurată gratuitatea. Este singura soluție. Altfel, dacă plimbăm problema în continuare, între Parlament, Guvern, Ministerul Educației, autorități locale, Consilii Județene, nu rezolvăm nimic. E nevoie de o decizie și propunerea pe care am făcut-o este decontarea prin Consiliile Județene, legea bugetului de stat, din sume defalcate pe TVA. Mă rog, e mai complicat, dar abandon școlar. Abandon școlar este cea de-a cincea temă pe care ați abordat-o. Știu, sunt grele problemele în educație. Abandonul școlar poate fi redus eficient doar prin patru măsuri simultane. Prima este aplicarea PNRAS, în care avem pentru prima dată eligibile cheltuieli din mai multe perspective pentru reducerea abandonului școlar. Avem inclusiv cheltuieli de masă, avem cheltuieli cu echipament sportiv, cheltuieli cu echipament informatic și, foarte important, am insistat să avem eligibile cheltuielile pentru participarea acestor elevi la tabere și în excursii, fiind vorba de elevi care de multe ori n-au ieșit niciodată din localitatea natală, nici măcar pentru a merge într-o stațiune românească. Al doilea pilon este masa. Și deja am făcut vorbire despre ea. Masa caldă și masa sănătoasă. Al treilea pilon este transportul. Am vorbit de el și adaug achiziția celor 3200 de microbuze prevăzută prin PNRR. Al patrulea pilon extrem de important este acela al unui sistem de burse motivant. Aș vrea să vă readuc aminte că în anul 2016, în România, cu excepția Bucureștiului, bugetul total de burse era de 100 de milioane de lei. În anul 2020, bugetul de burse a fost plătit pentru prima oară de la bugetul de stat în valoare de 270 de milioane de lei. În anul 2021, bugetul de burse a fost 645 de milioane de lei. Iar în acest an avem 1 miliard 32 de milioane de lei. Dacă dumneavoastră considerați că de la 100 de milioane la 1 miliard 32 de milioane avem iarăși un minim istoric, n-am cum să vă contrazic. Sunt lucruri cât se poate de clare. Am mărit cuantumul burselor. În 2020, bursa minimă 100 de lei pentru că aveam burse de 6 și 8 lei pe lună. Mai apoi la 500 de lei, iar acum propunerea este de a avea burse de excelență pentru merit olimpic internațional în valoare de 1000 de lei pe lună, burse de excelență pentru premiul întâi la olimpiade naționale de 600 de lei pe lună, burse de performanță școlară în valoare de 400 de lei, burse profesionale și burse sociale de 250 de lei, asta este propunerea Ministerului Educației. Cuantumul burselor s-a mărit, bugetul burselor s-a mărit. Grupul țintă al celor care pot primi burse s-a mărit de asemenea. Pentru că aveam elevi ai liceilor private care duceau România pe podiumi internaționale și nu beneficiau de burse.
Cea de-a șasea, deci aceste patru lucruri se pot face pentru reducerea abandonului școlar în paralel cu a face școala mai prietenoasă, mai atractivă pentru elevi. Gestionarea pandemiei, pe scurt, din prima zi am spus că școlile trebuie să se închidă ultimele, să se deschidă primele. Am avut ministrii sănătății în perioada de vârf a crizei sanitare care au impus închiderea școlilor. Nu cred că este corect să reproșați tocmai dumneavoastră închiderea școlilor. Ca ministru al educației am făcut tot ce a fost posibil pentru a menține școlile deschise. Vedem câți nu s-au prezentat și câți nu au putut să intre în examenul de bacalaureat de astăzi, la care încă de la 2-3 dimineața cu mulți colegi de acolo veghem ca subiectele să fie corect calibrate, să nu fie erori de formulare, să nu fie erori de barem. Avem acești absenți pentru că ne-am jucat cu școala de a închis, deschis școala. Iar Ministerul Educației a fost la remorca Ministerului Sănătății în perioada de vârf a crizei sanitare. Depolitizare, 7. Depolitizare, îi spuneți un ministru care în anul 2015, după ce 8 ani nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar, a inițiat și organizat concursurile în sistemul de învățământ preuniversitar. Îi spuneți unui ministru care în anul 2021 a demarat din nou concursul pentru ocuparea posturilor de director. S-a ocupat 80% din posturile de director. S-a ocupat având în comisii pentru prima oară în istoria României reprezentanța ai mediului socioeconomic, ai mediului economic, specialiști în resurse umane în aceste comisii. Și vă fac încă un anunț. În data de 27 iunie, de azi într-o săptămână, va demara cea de-a treia rundă a concursului pentru ocuparea posturilor de director, a celor 1700 care au rămas neocupate. Iar în data de 28 iunie vor putea deja să-și depună dosarele de candidatură colegii noștri care doresc să fie directori. Asta despre depolitizare. În condițiile în care grupul dumneavoastră, eram în guvern, a forțat crearea poziției de secretar general în prefectură pentru că nu aveam... Mă opresc aici. Planul cadru, în prima zi de mandat, la audiere, în Parlament, în prezența multora dintre dumneavoastră, am spus următorul lucru. Îl repet și îl susțin. Am găsit planul cadru pentru liceu care aveau peste 10.000 de propuneri de schimbare. Nici măcar cei care le elaboraseră nu mai erau de acord cu ele. În acel moment am spus că planurile cadru pentru liceu vor fi disponibile în septembrie 2023. Asta vă spun și acum. Dar pentru a avea o reformă reală a planurilor cadru, care înseamnă lista disciplinelor și apoi a curriculumului, care înseamnă ce înveți la fiecare disciplină odată definitivată lista și numărul de ore alocat săptămânal, e nevoie de legea educației care să transpună România educată. Și asta se va întâmpla. Vom prezenta în consultare Parlamentului legile educației, vor fi adoptate după ce vor suferi, desigur, îmbunătățiri, apoi vom avea peste 100 de acte normative subsecvente, hotărâri de guvern și ordine de ministru. În toată această perioadă, până în septembrie 2023, colegii noștri lucrează la planurile cadru și la curriculum. 9. Sper că n-am sărit ceva. Etică și plagiat. Bun, foarte important. O temă extraordinar de importantă. Vă adresați singurului ministru care a finanțat prevenirea și combaterea acestui fenomen foarte grav. Vă referiți la ministru care va propune și a propus de fapt deja profesionalizarea structurilor care să analizeze abaterile de la etică. O comisie de etică a titlurilor, gradelor didactice este necesară. Spuneți că este dezastru un ministru care a început încă înainte de anul 2020 să propună RUNIDAS. RUNIDAS este Registru Unic Național Integrat al diplomelor și actelor de studii. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, nu răspund la jigniri, dar în grupul parlamentar care a realizat această moțiune, dincolo de faptul că există un singur profesor titular, apropo, vă aduc la cunoștință că nu mai e niciun alt grup parlamentar în care să existe doar un profesor,
În acest grup parlamentar sunt multe probleme cu recunoașterea studiilor universitare. Runidas vine în întâmpinarea acestui lucru să nu mai există tentația de a-ți declara în CV studii universitare pe care nu le-ai absolvit. Runidas o să ne ajute pe noi toți să nu facem aceste greșeli. Cred că 25 de minute despre educație deja au fost mult. Am încercat să parcurg cele 9 teme. Nu, nu o să-i chem la examen, dimpotrivă, o să le acord nota 10 fiecăruia dintre autorii moțiunii la disciplina demagogie, știut fiind că tocmai ce am vorbit de planurile cadru, demagogia vă asigur că nu va face parte din planurile cadru. V-ați dovedit a fi vașnici mânuitori de rangă și baros, dar în educație lucrurile se fac nu numai demolând. Multe dintre inițiativele dumneavoastră încep cu se abrogă. Da, trebuie și demolat, trebuie și se abrogă. Dar în educație ne bazăm mai mult pe construcție. Lucru cu mistria e uneori mai greu decât lucru cu ranga și barosul. Și vă pot da și o diplomă de excelență, o bursă chiar de excelență pentru nenumăratele inițiative de a demola orice inițiativă constructivă în educație. Trecând peste toate astea, îmi exprim totuși încrederea, speranța că vom reuși să ne adăunăm la oaltă și să facem ca sistemul de educație să depășească acest punct de minim și vă spun încă o dată, este la un punct de minim. Sunt și lucruri bune, mă uit la ceas, să știți. Astăzi este al doilea examen la care am pilotat partea de corectură digitalizată, au fost scanate toate lucrările de limba română în fața elevilor care au susținut proba astăzi. În același timp au fost încărcate pe platformă și vor fi evaluate de către doi experți independenți. Avantajele sunt imense. Evaluatorii nu se cunosc între ei și nu se pot influența. Poți să trimiți să utilizezi evaluatorii din satul mare pentru lucrări din Constanța. Lucru care, dacă n-am făcut acest lucru, n-ar fi fost posibil. Cel mai important este poți să culegi, să colectezi rezultatele pe item și să ai o decizie corectă. Spre exemplu, la evaluarea națională, unde lucrurile au decurs excepțional din perspectiva scanării și încărcării în platformă, avem deja rezultatele la subiectul care testează creativitatea elevilor noștri. Este foarte important să știi cum stau elevii pe competența de creativitate. E foarte important să știi pe fiecare dintre competențele pe care le-am enunțat cum stau. Sunt avantaje ale acestui sistem pe care vă aduc la cunoștință, nimeni în Europa n-a mai avut curajul să-l aplice, fie și la nivel pilot. Iar, sigur, dacă voi avea o surpriză și această moțiune nu va reuși să treacă, dacă voi avea șansa să continui, voi generaliza acest sistem de scanare și corectare digitalizată la nivelul întregului sistem. Dacă veți fi reușit să convingeți atâția colegi pe cât vă doriți pentru demisie, atunci sigur va veni altcineva mai priceput și mai competent în locul meu și tot asta va trebui să facă. Construcție. Mulțumim! Mulțumesc, domnule ministru. Cred că v-au mai rămas în jur de 20 de minute la finalul dezbaterilor grupurilor parlamentare. Urmează dezbaterea asupra moțiunii simple prezentate. Vă reamintesc că nu se pot depune sau propune amendamente. Așadar, începem dezbaterile și dau cuvântul doamnei Natalia Intotero, reprezentantul grupului parlamentar al PSD. Vă rog, stimată doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule ministru, doamnelor și domnilor parlamentari. Dincolo de retorica politică, o moțiune pe tema educației este un prilej important de a reflecta asupra unui domeniu esențial în viața unei societăți moderne și responsabile. Pentru noi, parlamentarii Partidului Social Democrat, este o posibilitate de a sublinia
Prioritatea pe care am acordat-o învățământului prin programul de guvernare, prin strategii durabile, măsuri cu impact pe termen scurt și lung, precum și demersuri legislative. De fapt, este vorba despre abordarea unei teme care ar trebui tratată cu cea mai mare seriozitate. Ar fi necesar un plus de decență, obiectivitate și analiză transpartinică atunci când vorbim despre educație. Ați fost la guvernare, stimați colegi, și nu ați avut nicio realizare în nici un domeniu, stimați colegi de la USR. Sau plus, sau reper, numai domniile voastre știți din ce formațiune politică mai faceți parte sau care este denumirea grupului parlamentar, pentru că românii nu mai țin pasul. Nu putem și nu este corect să dăm vina pe o singură persoană pentru neajunsurile din sistemul de educație. Subliniez că mandatul domnului ministru Câmpianu s-a desfășurat în mare parte în pandemie. Măsurile care au fost luate în școli au vizat, în primul rând, sănătatea, securitatea copiilor, a elevilor, a studenților, a cadrelor didactice și a întregului personal din sistemul de învățământ, dar și calitatea serviciilor educaționale oferite. Printr-un efort comun al Ministerului Educației, al autorităților publice județene și locale, școlile au fost sprijinite să traverseze această perioadă prin desfășurarea activităților educative față în față, în condiții de siguranță sau în sistem online. Chiar dacă pe întreaga perioadă a cursurilor au fost multe modificări și ezitări generate de pandemie, să nu uităm că toți elevii și studenții au avut posibilitatea să susțină examene naționale sau de absolvire și să finalizeze un anume nivel de studii, respectiv program de pregătire. Cel mai hilar lucru este că această moțiune vine din partea unei formațiuni politice a cărei cea mai mare realizare a fost demisia. Îmi amintesc și acum maniera victorioasă în care v-ați prezentat demisia de la guvernare în aplauzele membrilor dumneavoastră aici pe holurile Parlamentului. Dacă vă păsa cu adevărat de români și de învățământ, găseați o cale să rămâneți acolo și să continuați să lucrați cu partenerii dumneavoastră, aceiași pe care astăzi îi criticați în această moțiune. De asemenea, atunci când analizăm activitatea cuiva, criticăm desigur neajunsurile, dar trebuie să vedem și realizările. Astfel, sub conducerea domnului ministru Câmpeanu, Ministerul Educației a inițiat și implementat o serie de proiecte absolut necesare, menite să ofere beneficii importante elevilor, studenților și cadrelor didactice. Vorbim de proiecte aflate în implementare sau în evaluare, proiecte care urmează să se implementeze și care vizează exact aspectele prezentate de dumneavoastră în moțiune, precum și reducerea abandonului școlar și a ratei de părăsire timpuria școlii, activități remediale, dotarea unităților de învățământ, formarea și perfecționarea cadrelor didactice, regândirea programului masă caldă. Este important și amintesc alte trei proiecte ale Ministerului Educației, care se implementează cu succes și care aduc beneficii reale elevilor și cadrelor didactice, și anume proiectul ROSE, care contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, cred, și proiectul Sistemic, Profesionalizarea Carierei Didactice, PROF. Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, finanțat prin PNRR, prin care 1415 unități de învățământ primesc finanțare pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, este deja în prima etapă de implementare. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, deci în special cele din comunitățile marginalizate, sunt direct vizate de acest program. Vorbim de 200.000 de euro finanțare pentru fiecare școală care a fost declarată eligibilă. În textul moțiunii se face referire la colectarea unor sume de bani de la părinți, fără a cunoaște legislația în vigoare. Sunteți parlamentari, stimați colegi, și ar trebui să știți că fondul clase este interzis prin legislația secundară, astfel, articolul 181 aliniatele 1-3 și articolul 185 din regulamentul cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației 5079 din 2016, cu modificările și completările ulterioare, prevede foarte clar colectarea și sau gestionarea fondului clasei respective al școlii prin implicarea copiilor, elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ este interzisă. Este adevărat că în ceea ce privește transportul elevilor nu avem formula cea mai potrivită. Însă este eronat să-l acuzăm doar pe domnul ministru Sorin Câmpianu Mihai pentru acest lucru. Domnul ministru a demonstrat că știe situația și a căutat permanent soluții, dovadă fiind și susținerea programului de achiziționare de microbuze școlare din fonduri europene prin PNRR. Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților a organizat astfel de discuții la care ați participat și dumneavoastră, stimați colegi de la USR, dar care nu ați venit cu nicio soluție pentru rezolvarea acestei situații. Programul Masă Caldă a fost mereu în atenția Ministerului Educației, deși nu este singura instituție publică implicată în acest proces, fiind alături alte patru ministere și autorități locale ce îl gestionează. De asemenea, în anii 2020 și 2021, acest program nu a putut funcționa în toate școlile din cauza pandemiei și din cauza faptului că am avut și desfășurarea online a cursurilor. Guvernul actual a anunțat, așa cum a afirmat domnul ministru, că face demersuri pentru extinderea acestui program chiar din toamna acestui an. Un astfel de program, știm cu toții, este foarte important pentru reducerea abandonului școlar. Subfinanțarea sistemului este un element cunoscut. Problemele nu au apărut din senin în decembrie 2020. În perioada cât USR a fost la guvernare, nu numai că nu a făcut nimic pentru a crește salariile și nu a căutat soluții pentru a aloca 6% din PIB, dar a refuzat orice discuție privind salarizarea personalului didactic din învățământ și orice formă de dialog social. Salarizarea insuficientă a cadrelor didactice este o problemă a noastră, a tuturor. Cu toții ne dorim salarii mai mari pentru cadrele didactice și pentru întreg personalul din unitățile de învățământ. După intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat, s-au găsit soluții pentru a oferi acel 4% creștere salarială în învățământ. Este insuficient, dar este un pas înainte. În ceea ce privește depolitizarea educației, subiect laimotiv al USR, se pare că semnatarii prezentei moțiuni au uitat că în perioada cât au fost la guvernare, în numeroase unități de învățământ din sistemul preuniversitar la conducere au fost numiți membrii ai alianței USR+. În concluzie, domnul ministru Sorin Mihai Câmpianu cunoaște foarte bine sistemul de educație, dorește ca școala românească să evolueze, este onest, transparent și deschis dialogului. Alături de domnia sa, trebuie să contribuim pozitiv la repoziționarea sistemului pe o temelie mai eficientă. Vă invit să nu mai aruncați cu noroi și să lucrăm împreună pentru binele învățământului românesc. Având în vedere toate aceste aspecte prezentate, consider că moțiunea simplă pe educație este tendențioasă și nefondată. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, stimați colegi, avem 12 vorbitori, am rugămintea a toată lumea să se încadreze în timpul alocat, mai urmează și cele 20 de minute rămase, așa că mai avem ceva vreme de stat. Din partea grupului parlamentar PNL, domnul deputat Atanasiu, se pregătește domnul Drulă de la USR. Vă rog, domnul deputat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă salut, domnule ministru. Stimați colegi, performanța trebuie urmărită în orice domeniu, cu atât mai mult în educație. Am fost inspector școlar general, am fost director al unui colegiu, unul din primele 10 colegii ale țării și sunt în continuare profesor de fizică la acel colegiu. Anual o parte din elevii mei participă la olimpiadele județene și naționale, unde obțin premii și medalii. Pe scurt, cred că recunosc atât performanța cât și corigența. Sunt multe probleme de rezolvat în educația românească, ele trebuie privite însă în ansamblu, dacă vrem cu adevărat să le soluționăm. Așa, ca o primă chestiune, cred că ar trebui să știe colegii noștri de la USR că anul școlar se încheie pe 31 august.
Astăzi ei au afirmat că doar 2,28% din PIB pentru educație au fost alocați. Dar uită să pomenească faptul că mai mult de 13% din fondurile europene care vor veni prin PNRR sunt destinate acțiunilor educației. Se numește minciună prin omisiune. În schimb, semnatarii moțiunii nu pomenesc nimic de faptul că în perioada pandemiei au fost depuse pentru educație sute de proiecte la Ministerul Fondurilor Europene, condus de salvatorul României, Cristian Ghinea. De exemplu, reprezentanții Inspectoratului Școlar Galați au depus în noiembrie 2020 un proiect de 2,6 milioane de euro pentru dotarea cu tablete, laptopuri și table inteligente a 35 de unități de învățământ din județ. Deși proiectul a fost declarat eligibil în luna mai a anului trecut, ministrul Ghinea nu a găsit timp să-l semneze până în toamnă, când a părăsit funcția fugind de la minister. Se vorbește de salariile din educație, care sunt și au fost o problemă. Când ministrul Sorin Câmpeanu a propus însă în ședință de guvern creșteri salariale, nu a avut și susținerea miniștrilor USR. Se critică programul masă caldă în școli. Trebuie să reamintesc că el a fost implementat ca program pilot de către PNL atunci când nu era la guvernare și s-a ajuns la 150 de școli implicate în acest program atunci când a ajuns la guvernare. Iar prin programul național de reducere a abandonului școlar, numărul lor poate depăși 3.000 de unități de învățământ. Reproșați faptul că 40.000 de absolvenți de liceu nu s-au înscris la examenul de bacalaureat. Uitați, intenționat sau din nepricepere, că există o a doua sesiune în toamnă, plus faptul că în nicio țară din lume toți absolvenții nu obțin acest calificativ. În România, mulți elevi nu-l doresc deoarece există anual peste 40.000 de locuri în învățământul post-liceal, sanitar sau de maestri. Pentru acest tip de învățământ nu se solicită la înscriere diplomă de bacalaureat. Stimați colegi, USR a avut tot timpul pârghii pentru a ajuta la reformarea educației. Dar îi înțeleg, e complicat să te implici, înseamnă muncă, înseamnă să-ți asumi riscuri, eventual pași greșiți. Cum să faci așa ceva când nu ești în stare să semnezi în jumătate de an un proiect declarat eligibil, cum s-a întâmplat în cazul domnului ministru Cristian Ghinea? Din păcate, irosim astăzi timpul în care ar trebui să muncim pentru a oferi explicații repetenților guvernării. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Grupul USR, domnul Drulă. Am rugămintea la colegii mai din spate. Chiar dacă noi auzim, nu trebuie să strige. Vă rog, domnule Drulă. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule ministru, discursul dumneavoastră este exact proba a ceea ce nu e în regulă în sistemul de învățământ românesc. Autosuficient, verbos, adică cu multe cuvinte, dar fără să spună nimic pe fond. Și mie mi-e foarte clar, după ce v-am ascultat astăzi, vă cunosc și din guvern, oameni ca dumneavoastră la cârma educației, nici n-avem cum să nu fim la un punct de minim, așa cum îi spuneți. Până la urmă, sunteți la locul dumneavoastră în prezent, adică ministrul al educației în Guvernul României, doar din două perspective. Sunteți în subordinea unui plagiator, deci pentru asta vă potriviți acolo, și sunteți ministrul educației unei coaliții socialiste cu epoleți. Apropo, mai sunteți în Academia de Științe ale Securității Naționale? De fapt, parcă nu mai sunteți, că anul trecut v-ați certat cu domnul Pricopie așa, ca între civili. Domnule Câmpeanu, USR v-a lăsat un PNRR cu alocare enormă pentru educație, 3,6 miliarde de euro, cea mai mare alocare după transporturi, o șansă enormă pentru educația din România, dintre care peste 500 de milioane de euro sunt numai pentru evitarea abandonului școlar.
nu sunteți în stare, la fel ca ceilalți miniștri în acest guvern, să puneți în practică un program, o șansă unică pentru România. Și dacă vorbim de integritate, v-am auzit mai devreme, nu v-am auzit nici pe dumneavoastră, nici pe patronul Iohannis, să luați vreodată atitudine împotriva plagiatului evident al premierului Ciucă. Zeci și zeci de pagini copiate, copy-paste și furtul, era furt și în 2003 și în 2007 și când v-ați mai făcut doctorate falsificate. Sunteți întruchiparea perfectă a unui amestec între nepăsarea lui Iohannis și cinismul securiștilor cu doctorate falsificate. Un lucru mie mi-e foarte clar, educația va merge doar în jos, din păcate, și asta mă doare pentru că am doi copii care vor merge la școală în curând, cu impostură la putere, educația va merge doar în jos, dar pe o notă de optimism, orice impostură are, domnule Câmpeanu, sfârșitul ei și la dumneavoastră se apropie. Mulțumesc. Am rugămintea la liderul grupului USR să vină până la mine. Mergem mai departe. Continuăm cu domnul Simion George, grupul AUR. Dezbatem astăzi moțiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului Câmpeanu. Moțiunea USR care a contribuit la bătaia de joc la adresa școlii românești din ultimii 2 ani, bătaie de joc care de altfel se perpetuează de peste 30 de ani cu fel și fel de reforme. Nu știu ce reforme vrea domnul ministru Câmpeanu să facă, fără teze, fără note, probabil reforma cerută de primul turist al țării, domnul Klaus Iohannis. Nu știu ce reformă vrea USR-ul să facă, probabil reforma în învățământ cerută de ministru pe care ei l-au susținut și ei l-au pus în acest scaun. Nu știu ce reforme după reforme, probabil neveste după neveste, la inspectorate, în scaune de director de școală, de liceu și așa mai departe, vor oamenii politici care au adus școala în halul în care este. Singura reformă și singurul model de școală românească este dat de școala ardeleană și de Spiru Haret. O școală care trebuie să formeze caractere și o școală care dă utilitate pentru societate și o școală adaptată la piața muncii. Lucrul ăsta nu se găsește în România educată cu care ne minte primul turist al țării de prea mulți ani și care este promovată de domnul ministru Câmpeanu. De altfel nu pot să-i găsesc vreo utilitate actului de debarcare a domnului Câmpeanu. Dacă nu e domnul Câmpeanu, e domnul Olteanu, e domnul Munteanu, dar problemele din sistem rămân aceleași. Ce reformă să faceți? 1 plus 1 nu face în continuare 2? Și-a schimbat laturile, triunghiul isoscel? S-au mărit literele din alfabet? Faptul că anul acesta avem cei mai puțini înscriși la bacalaureat, este probabil comparabil cu felul în care Naționala de Fotbal a României atinge noi și noi cote de penibilitate și în care societatea
românească ajunge și mai jos, și mai jos, și mai jos. Dar nu i-aș reproșa asta domnului ministru al educației, ci aș reproșa asta exact inițiatorilor moțiunii care sunt vinovați pentru cel mai mic număr de înscriși la examenul de bacalaureat, pentru că ai noștri copii nu mai fac școală de 2 ani din cauza miniștrilor sănătății ai USR. Școala, pe lângă tineri care absolvă examenul de bacalaureat, are nevoie și de frizeri, și de tâmplari, și de zidari. Și aici, domnule ministru, cred că sunteți vinovat. N-ați făcut nimic pentru învățământul dual, n-ați făcut nimic pentru învățământul profesional, ați continuat practicile de politizare. În loc să avem profesori pe competențe, avem atârnători de partid, iar doctoratele plagiate sunt în continuare încurajate. Am văzut colegii aici în Parlament care și-au făcut doctoratul în timp ce își finalizau studiile de liceu la Seral, din păcate. Cea mai mare vină o aveți, domnule ministru, pentru că ați anunțat o reformă a educației în pauza dintre două cafele. În schimb, colegii de la USR se joacă de opoziția și mimează moțiunile simple. Le-am adresat o moțiune simplă spre semnare pentru ministrul sportului Eduard Nova, care a jignit simbolurile naționale, n-au vrut să semneze. Este prima sesiune în care nu avem moțiune de cenzură împotriva guvernului, pentru că cei de la USR nu vor să semneze, și cei mai vinovați sunt pentru că nu susțin debarcarea primului turist al țării. Patronul Iohannis, patronul vostru spiritual, tătucul vostru, nu o să votăm această moțiune, nu o să ne prezentăm, pentru că este o bătaie de joc. Mulțumesc. Domnul Albiștianu, cu toată părerea de rău, al doilea vorbitor din partea grupului AUR, nu mai are timp la dispoziție. Mergem mai departe, domnul Sabo Odon din partea grupului UDMR. Se pregătește domnul Marilen Pirtea. Stimate domnule președinte de ședință, stimate domnule ministru, stimate doamnelor și domnilor, o politică în educație care să fie și cu succes are nevoie de două lucruri esențiale. Un consens național în care să convenim cu toții că nu vom schimba în general acea legislație pentru o perioadă dată de cel puțin 5-6 ani, doar eventual cu mici reglaje. Și a doua chestiune, o stabilitate a celor care implementează acea politică pe care am creat-o în consens. Din păcate, în ultimii ani nu am avut niciuna dintre acestea, cu excepția României Educate. Sper ca aceasta să ajungă și la finalitate și mulțumesc domnului ministru că a dat un calendar realist în care acesta poate într-adevăr să fie implementat și nu până în toamnă sau foarte repede, în care ne-am fi trezit ca să nu putem să punem în practică acele idei valoroase la care ați contribuit și dumneavoastră și noi cu toții. Și începeți această moțiune simplă parcă printr-un reproș domnului ministru, că este în ultimele trei guverne a fost ministru. Dar, stimați colegi, dacă nu avem un ministru care este mai mult de un an pe funcție, atunci nu ministrul conduce ministerul, ci ministerul conduce ministru. Și aceasta a fost una dintre problemele noastre în general de sistem, că funcționărimea din minister conducea ministru. Și deciziile politice degeaba le luam noi în consens aici în Parlament. Legile noastre erau perfecte și ulterior în aplicare nu ne mai regăseam. Eu cred că e bine dacă avem miniștri care sunt stabili pe funcție și nu îi schimbăm de fiecare dată când ne convine sau nu ne convine. Trei elemente foarte importante cu politizarea. Stimați colegi, hai să nu fim ipocriți. În prefecturi se ajungea prefectul dacă dădeai un concurs într-o comună pe o funcție publică și ulterior a doua zi deveneai prefect.
trebuia doar să treci printr-o haltă. Nu cred că era un lucru bun și în consens cu dumneavoastră la guvernare am schimbat această ipocrizie. Nu trebuie să transmitem societății că un om politic nu se poate pricepe la nimic și de aceea nu poate să dețină o funcție publică, indiferent dacă ea este în învățământ, în zona de Ministerul de Interne sau în altă direcție. Eu cred că trebuie să schimbăm această mentalitate și acest lucru pornește de la noi. Un om politic, da, poate fi competent pe partea lui de competență și poate să dețină o funcție publică chiar dacă este membru de partid sau nu. Și hai să vă dau trei argumente pentru că ați enumerat argumente pentru care a trebuit să fie demis. Încercați cu două argumente care au expirat timpul. Unul. În această perioadă a fost implementat finanțarea per capita pentru zona antepreșcolară, pentru creșe și în acest fel dăm posibilitatea ca și în urbanul mic și în statele mari să avem învățământ antepreșcolar finanțat pentru că administrațiile domnul, publice domnul, locale... Domnul, vă rog să finalizați. Am înțeles, dați-mi încă un minut. Nu vă pot da un minut, îmi pare atunci, rău, domnul. Două elemente. Faptul că există o stabilitate a învățământului pentru minoritățile naționale, eu cred că este un lucru bun și o bulină roșie pentru domnul ministru. Și al treilea, ultimul element este PNRR-ul, care are 3 miliarde de lei și este peste 10%, 12% alocare din întregul pachet. Pentru aceste motive, doar dacă ar fi fost aceste motive, ar merita să continue domnul mulțumesc. Ministru. Mulțumesc! Domnul Marilen Pirtea, grupul PNL, se pregătește domnul Varujan Pambucean, grupul minorităților. Domnule președinte de ședință, domnule ministru, distinși membri ai ministerului, dragi colegi, doamnelor și domnilor. În calitatea noastră de parlamentari avem obligația și datoria de a analiza toate documentele care sunt puse la dispoziția noastră în acest format, inclusiv și moțiunile aduse în fața Parlamentului. Fie că ele sunt fundamentate sau mai puțin fundamentate, fie că ele sunt oportune sau inoportune, fie că sunt consistente sau lipsite de consistență. Astăzi, în prim foc al examenului de bacalaureat, în contextul în care ministrul educației ar fi trebuit să stea la manșa ministerului împreună cu întreaga echipă, el stă astăzi aici în Parlament să dea socoteală. Ceea ce mă face să mă întreb, oare moțiunea de astăzi este despre Sorin Câmpeanu, este despre PNL, este despre coaliție, este despre societate, este despre diasporă și dacă ea are un caracter constructiv sau doar justificând că ne pasă, ea este una demolatoare. Nu pot să nu mă întreb de ce USR Plus, când a fost la guvernare, n-a negociat Ministerul Educației. De ce n-a vrut să-l ia? Pentru că este un minister greu, mare, dificil. Știu retorica sau anticipez retorica, o să se spună că pentru că existau drepturi de preemțiune, pentru că X sau Y avea drept de monopol asupra unui minister sau altul. De asemenea, mă întreb de ce, dacă ne pasă atât de mult de educație, n-am militat pentru finanțarea educației atât timp. Chiar la guvernare, de ce nu am dorit mai mulți bani la educație și am preferat să obținem bani pentru ministerele pe care le gestionam atunci. De asemenea, ieșirea de la guvernare a USR s-a făcut printr-un gest justificat de autori ca de onoare. Pentru că Gigel s-a certat cu Costel în fața blocului și n-am suportat această idee. Adevărata onoare reală era momentul în care bugetul educației în acel guvern era insuficient să se iasă de la guvernare. Nu o să iau punctual, evident, părțile din moțiune, dar moțiunea începe prin a spune că este incalificabil și ineficient și fără sustenabilitate să ai 30 de miniștri în 30 de ani după Revoluție, după care prima acuză adusă ministrului Câmpeanu este aceea că este la conducerea ministerului
de aproape 2 ani de zile. Ministerul Educației este un minister greu, cu activități nu doar în marile capitale, nu doar în marile orașe sau capitale de județ, acolo unde există USR, nu doar în social media și pe rețele de socializare, unde USR este extrem de activ și acolo unde zeci de mii de studenți, de elevi, nu au acces pentru că nu au infrastructura aferentă pentru a putea fi acolo, datorită unui buget poate insuficient, pentru care, din nou repet, nu ați luptat cu consecvență. Nu s-a vorbit niciodată despre relația directă dintre libertate și educație, pentru că acolo unde nu există educație, nu există și nici libertate și va fi doar un fenomen de obediență lipsit de spirit civic și de o gândire critică. Evident că educația costă, dacă tot am vorbit despre buget, dar cu siguranță mult mai mult costă absența acesteia, mult mai mult costă să vedem, de fapt, că avem un comportament răutăcios, un comportament care să dezbine, care să demoleze. În ciuda tuturor acestor neajunsuri, în ciuda unei lipse, unui consens politic pe domeniul educației, chiar dacă acest consens a făcut de multe ori obiectul unor discuții, dezbateri, înțelegeri politice, nu am avut până acum nimic concret. Acum avem șansa ca prin România Educată pusă în practică într-o lege, în urma unor dezbateri de ani și ani la care ați participat și dumneavoastră, să trasăm un traiect educațional pentru următorii 10-15 ani pentru România. A dori să schimb doar de dragul schimbării, a frânge o direcție și a anula un parcurs arată cât de mult mai avem de lucrat tocmai la educarea educatorilor. Parcă ne-am săturat de ceva vreme să tot primim lecții de la auto-intitulați experți în educație, care nu au predat nicio oră, care nu au ținut un grup de elevi sau de studenți activi și preocupați, și suntem cu toții de acord că educația este transpolitică, apartinică și trebuie să fie una integratoare. De ce și-ar dori cineva să facă studiile în străinătate? De ce și-ar dori cineva să meargă în concedii, în vacanțe în străinătate? Parafrazând un discurs din Parlament, din timp a unor colegi, pentru că poate, pentru că își permite. De ce și-ar permite? Evident că vine o întrebare retorică. Pentru că și în educație, și în alte domenii, mătușa Tamara poate să lovească în diferite forme. Știm cu toții că nu vom putea judeca niciodată copiii după faptele și ceea ce au făcut părinții sau rudele lor. Dar cred că ar fi cazul atunci să renunțăm la o retorică ipocrită a corupției și a hoției. Pentru că, da, greșelile trecutului sunt deja prescrise de alte generații. Aroganța, autosuficiența, atitudinea bățoasă, percepția de a cunoaște întotdeauna și a deține adevărul absolut, sunt vândute ca atitudine, ca, în limbajul tinerilor, self-confidence. Lumea e dinamică și globalizată, dar mi-e dor de generațiile care spuneau bună ziua, să rămână, mulțumesc, la revedere, pentru că aud prea mult, thanks, merci, cool. Pe vremuri, voci încercate și încărcate de cinism spuneau ubi bene, ibi patria, unde mi-e bine mie, acolo e țara mea. Avem datoria morală să răsturnăm această cugetare a dezmoștenitului din agora rațiunii și a eticii. Pentru noi, ubi patria, ibi bene. Unde e patria, acolo mi-e bine. Sigur că sunt bine venite și ocazii
de genul acesta, de a scruta realitatea și a ne privi în oglindă, că s-ar putea de multe ori ca acolo să vedem adevăratul nostru adversar. Dar nu trebuie să uităm vechiul adagiu, potrivit căreia scopul educației este acela de a transforma oglinzile în ferestre și să le deschidem către lume. Unii dintre noi o facem, deschidem multe ferestre în acest domeniu al educației. Nu-mi rămâne decât să sper ca alții dintre noi să nu facă ceea ce știu mai bine și să nu folosească acest prilej pentru a arunca cu pietre în ele. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul Varujan Pambucean, grupul minorităților. Se pregătește domnul Miftode Marius Andrei din partea grupului USR. Domnule Pambucean, aveți 3 minute. Știu că e cam puțin pentru verbul dumneavoastră, dar vă rog să vă încadrați. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Noi de obicei nu luăm cuvântul la moțiuni și de obicei le ignorăm din motive pe care le-am expus cu mult timp în urmă. Acum am ținut să iau cuvântul pentru că avem de a face cu un ministru cu care grupul nostru parlamentar a colaborat mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Și vă spun lucrul ăsta după 20 de ani de blocaj. Avem în sfârșit problema manualelor în limba maternă aproape complet rezolvată. Am constatat o foarte bună colaborare cu țările mamă și aici martor vă poate sta de exemplu și domnul Zisopol și domnul Ganz și alți colegi. Am avut pentru prima oară o abordare serioasă și realistă a mediilor sociale extreme. Cred că foarte puțin dintre dumneavoastră s-ar încumeta să meargă acolo. Eu m-am încumetat și pot să vă spun că știu cum gândesc acei oameni și pot să vă spun că nu sunt tâlharii și răii lumii ăsteia, ci sunt doar niște oameni foarte săraci care din naștere n-au avut nicio șansă. Și știu că cel puțin în cazul minorității rome, care are foarte multe comunități care trăiesc în sărăcie extremă, mediatorii școlari au jucat în ultimul timp un rol foarte important pentru a atrage copiii înapoi către școală. Dacă ar fi să intru pe fondul moțiunii, aș spune câteva lucruri simple de tot, pe care le-am constatat așa, stând pe scaun acolo. Primul este legat de cifre. Au fost oferite aici două serii de cifre. Una din partea autorilor moțiunii, una din partea ministerului. Eu, sincer să fiu, cunoscându-l pe domnul profesor Câmpeanu, înclin să cred că are dreptate. A doua a fost una mai contundentă, unde înclin să cred că are șanse mult mai mici. Și așa întreagă fie spus, sigur, triunghiul echilateral, să știți că poate să aibă laturi oricât de mari. Chiar și ăla isoscel poate să aibă laturi oricât de mari. Că șmecheria e la unghiuri acolo, nu la laturi. Domnul Pambucean. Mă opresc aici. E suficient. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu vreau să crezi niciun fel de favoritism nimănui. Domnul Miftode Andrei Marius din partea grupului USR, se pregătește domnul Nechita Aurel, grupul PSD. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule ministru, distinși membri ai ministerului, stimați colegi. Nici bine nu am anunțat moțiunea simplă că domnul ministru se apără invocând nu argumente, ci experiența domniei sale la catedră.
Nu am avea nicio problemă dacă trufia aceasta ar fi însoțită de competență managerială. Azi, ministrul Câmpeanu și-a început expunerea cu aceeași îngânfare. Domnia sa este mai în vârstă decât preopinentul și de aceea are dreptate. Exemplar tactul didactic cu care a rezolvat această problemă. Între temele pe care le-a identificat domnul ministru în moțiune, nu se numără și relația cu Parlamentul. În acest context, vă citesc din articolul 111 din Constituție. Guvernul și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activităților lor, sunt obligate să prezinte informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților, de Senat sau de comisiile parlamentare prin intermediul președinților acestora. Din păcate, aceeași doamnă președintă, care v-a ajutat astăzi de la tribună, a fost sfidată de minister, tot așa cum întreaga Comisie pentru Învățământ este sfidată cu recurență. Dar respectarea Constituției este o non-temă, nu-i așa? Domnule ministru, Finlanda are la un PIB comparabil cu al nostru 5% pentru educație. Germania are un PIB de 13 ori mai mare, dar alocă tot 5%. Secretul ca educația să țină măcar pasul cu economia, deși ar trebui să meargă în avangardă, este să socotiți în procente, domnule Câmpeanu, nu în cifre absolute. Astfel o să trâmbițați că este cel mai mare buget din istorie și când veți ajunge la 1% din PIB, neglijând și inflație și tot, atunci când vă lăudați că avem în cifre absolute un buget foarte puțin mai mare decât cel de anul trecut. Miercuri, în ședința Comisiei pentru Învățământ de la Senat, a avut loc dezbaterea propunerii legislative pentru prelungirea programului pilot Masa Caldă în Școli. Trimisul ministerului sugera că nu ar mai fi nevoie să continue programul pilot, căci toate școlile din PNRAS vor primi elevii o masă caldă. Sâmbătă, ministrul a anunțat extinderea programului pilot la 300 de școli și mărirea alocației zilnice de hrană de la 10 la 15 lei. Astăzi, ministerul ne pune în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru extinderea programului. Astăzi. Căci altfel nu avea ce să ne spună, pentru că de când este ministru nu a adăugat nicio școală în program. Ne bucurăm, dar trebuie să depunem câte două moțiuni simple, dacă trebuie să depunem câte două moțiuni simple lunar, ca să se miște lucrurile în învățământ, o să o facem cu plăcere. Nu ați spus câte din cele 1415 școli din PNRAS au ales să acorde masă caldă în cadrul programului pentru grupul țintă de elevi. Nici azi nu ați spus, nici Comisiei pentru Învățământ nu i-ați transmis. Repetăm ceea ce am spus în moțiune. Sute de școli selectate în programul de abandon școlar au rata de abandon zero. Niciun elev nu a abandonat școala acolo de foarte mulți ani. Motivul pentru care am ajuns să combatem cu jumătate de miliard de euro abandonul în aceste școli este alegerea definiției. Ministrul socotește că un elev care merge la școala profesională a abandonat sistemul de învățământ. Se încadrează deci la școlile cu risc de abandon, iar școlile respective apar pe listele de finanțare în detrimentul altor școli cu probleme reale. În loc să ajungă banii acolo unde chiar se înregistrează cazuri de abandon cu zecile, în comunitățile marginalizate, noi obligăm și școlile care au deja table inteligente să mai cumpere câteva. Ați evocat aici banii din PNRR. Degeaba primim banii aceștia dacă ne batem joc de ei. Așteptam astăzi un ministru care să vină să vorbească sincer și asumat despre problemele din învățământ, să răspundă la critici, la propuneri și să avanseze soluții. A venit în schimb un fel de patron care în reaua tradiția învățământului românesc toarnă comentarii și cifre învățate pe de rost. Exact ce ne dorim toți să schimbăm. Domnule ministru, ați spus astăzi de la tribună 25 de minute pentru educație deja au fost mult. Păcat, mare păcat că mandatul dumneavoastră a fost mult mai lung de atât. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că domnul Nechita Aurel, grupul PSD. Domnule
președinte de ședință, domnule ministru, doamnelor și domnilor deputați. Textul pe care îl propune astăzi USR spre dezbatere drept moțiune este de fapt o ciornă de fraze încropite, adunate de pe rețelele de socializare. Vorbiți mai aproape de microfon, vă rog. Vorbiți mai aproape de microfon. Și interpretări. Este încă o dovadă de amatorism, așa cum s-a mai repetat și în alte cazuri. Ciudat, vorbim despre o moțiune dreptată împotriva unui fost coleg de guvernare a semnatarilor moțiunii. Adică domnul ministru era bun atâta timp cât USR se alfabetiza în administrarea țării, dar când USR rămâne repetent și iese din executiv, domnul ministru Câmpeanu trebuie, conform opiniilor useriste, mazilit. Cu alte cuvinte, dacă Goie repetă clasa, dăm afară directorul școlii. Sunt profesor de peste 30 de ani, pot analiza frazele și logica moțiunii. O astfel de lucrare nu poate fi trecută altfel decât la corigență. Să vii să dai lecții unui om care este de peste 30 de ani în sistemul de învățământ cu o carieră didactică prestigioasă, atât la nivel național cât și la nivel internațional, iar tu să nu fii nici măcar profesor suplinitor sau asistent universitar, fără niciun paragraf scris într-o lucrare științifică, acesta este exact modelul USR. Să nu se supere colegii inițiatori ai moțiunii, dar am vrut să văd și eu câți au elaborat lucrări științifice, câți sunt înscriși la doctorat sau sunt chiar doctori în științe. Buna creștere mă împiedică să public rezultatul, dar de un lucru sunt sigur, cu mici excepții, niciunul dintre inițiatori nu riscă să fie acuzat de plagiat. Să mai spunem că media de vârstă a celor care se consideră a tot știutor în sistemul de educație este cam cât perioada de activitate didactică a ministrului criticat. Da, de aproximativ 30 de ani. USR susține aproape obsesiv că luptă împotriva plagiatului. Dar cum luptă? Prin critică fără fundament sau doar cu argumentul rețelelor de socializare. Educația este totuși o temă majoră pentru această țară. Ne aflăm în situația în care la un concurs ar trebui să fie examinat un candidat care îndeplinește toate criteriile cerute, dar examinatorii săi nu le îndeplinesc. Cum poate o persoană să spună altei persoane că nu are anumite cunoștințe sau competențe dacă el, cel din tâi examinator, nu le are? Cum verifici ceva ce nu știi? E ușor a scrie versul, restul o cunoașteți, continuare. Prin textul cu care USR-ul vine astăzi în fața dumneavoastră, nu se propune nicio direcție de acțiune. Useriștii fac exact ca în anii 2015-2017 prin guvernarea Cioloș. Nimic va chiar să distrug. Așa au procedat și în cele 11 luni de guvernare din 2021, au făcut praf PNRR-ul și au bătut joc de șansa românilor de a avea proiecte din banii europeni. Nu au avut timp în 11 luni, dar ministrul Câmpeanu trebuie să facă minuni în 18 luni, ci nu s-a putut face în 30 de ani, se putea face în 18 luni, cu pandemie și cu războiul la graniță. În timpul pandemiei, Vlad Voiculescu, asta o spun și în calitate de medic, ministrul de atunci al sănătății de la USR, nu știa să spună pe 7 februarie 2021, cu o zi înainte de a începe semestrul al doilea, cum va începe școala? Și citez, nu pot să mă pronunț în momentul acesta, o să evit să mă pronunț. Întrebați-mă altceva, vă rog. Singura speranță este vaccinul, spunea tot el. Ca acum să vedem în textul moțiunii, rata de vaccinare a cadrului didactic nu a contat în decizia de a ține sau nu școlile deschise nicăieri în lume. Pe când aveau dreptate cei de la USR? Când afirmau că vaccinul e salvarea? Sau când spun acum că vaccinul nu contează? Cărui minister îi aparțineau soluțiile și propuneri referitoare la vaccinare și testare? Ministerul Educației sau Sănătății? Să vii să acuzi acum ministrul Educației de incompetență, incoerență, ezitare pentru gestionarea pandemiei este de fapt o caracterizare a adevăratelor corigenți la gestionarea pandemiei. Ministrii USR ai Sănătății, cei doi. Să vedem ce alte aspecte sunt enumerate în text. Depolitizarea educației, un subiect important, bineînțeles. Atât de important cât anul trecut, ministrul Educației, după 10 ani, a organizat un concurs pentru director de școli. Dar USR nu este de acord. Nu concursul este acela care constituie, de fapt, cea mai bună metodă de eliminare a numirilor din funcții de conducere. Poate că asta convine USR-ului. Amintesc autorii moțiunii, e adevărat întreagă, pentru că dânsii nu stăpânesc subiectul și legea în domeniu, despre planurile cadru. De fapt, ne aflăm în etapa de dezbatere și consultare publică asupra planurilor cadru. Iar astfel de dezbateri s-au ținut și în Parlament,
dezbateri la care unii autori ai moțiunii au fost prezenți. Poate și unii de la USR își aduc aminte. Sper că noile legi ale învățământului să aibă o stabilitate cât mai mare în timp și să nu fie necesare modificări. Lucrurile bune se nasc greu, de aceea trebuie făcute de oameni cu experiență în domeniu și nu de aceia care sunt ocupați exclusiv de criticat și n-au nicio legătură cu domeniul pe care îl critică. Domnul ministru, ca doctor, vă urez multă sănătate. Ca profesor, vă rog, închideți geamul la clasă când USR mai face gălăgie în curtea școlii. Și eu vă mulțumesc, doamna Violeta Alexandru, din partea deputaților neafiliați, iar la final, grupul PNL, împreună cu domnul ministru, au mai cedat 2 minute din timpul guvernului doamnei Luminița Barcari și cu aceasta încheiem. Vă rog, doamna Violeta Alexandru. Mulțumesc. Ca să mă lămuresc și eu, problema asta educației este o chestiune de castă profesorală și cei care beneficiază n-au voie să comenteze, n-au voie să spună părerea ca beneficiari, ca elevi, ca părinți care sunt parte a acestui proces. Ca să mă lămuresc că tot apar aici critici, ba chiar palme, așa, cum drăznește cineva care nu e profesor, care nu are, nu e așa, catedră, să pună în discuție efectele politicii din învățământ. Cred că greșiți. Este dreptul fiecăruia dintre noi să avem o opinie cu privire la prestația ministrului care astăzi face obiectul moțiunii simple. Hai să numărăm, vă rog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 demnitari, de fapt sunt 8. Am văzut, domnul deputat, am văzut cât de goală este sala, îmi face semn un coleg deputat, repet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu știu, domnii, 10, ei sunt 8, dacă vă uitați în prezentarea de pe internet, demnitari, deci secretari, subsecretari de stat, vă dați seama câte poziții politice, publice avem în minister și vi se pare că s-a schimbat ceva în calitatea învățământului din România? Vă simțiți mai bine, colegii mei care aveți copii și care vă trimiteți colegii la școală după ce vă uitați la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 demnitari are Ministerul Învățământului, 18 luni de mandat are ministru. Apropo de stabilitate, ce sens are stabilitatea când e o liniște în sensul în care se cârpește aici, colo, dar nu se îmbunătățește în esență nimic? Ce sens are să ne lăudăm cu stabilitatea? Stabilitatea în sensul să ne așezăm comod pe scaun? Nu. Stimați domni, ai stabilitate cu un ministru care vrea să schimbe ceva. Nu m-a convins Câmpeanu cu privire la curajul de a face schimbări în sistemul de învățământ. Nu m-a convins asupra abilităților de management în momentul în care fetița mea a venit acasă în ultima zi, înainte să se ridice restricțiile, cu ghiozdanul plin de teste de salivă. Până atunci tot întrebasem la școală, unde sunt? Nu se alocaseră. În ultima zi a venit cu ghiozdanul plin de teste de salivă, semn că în sistem nu s-au administrat lucrurile corespunzător și dori stabilitate, stabilitate în ceva ce nu funcționează. Nu, stimați colegi, stabilitate înseamnă să ai curajul să iei niște decizii, iar ministrul nu a avut curajul să ia și să spună clar, nici în perioada de criză, când trebuia să ai un tip de management foarte alert și să iei decizii imediat acolo unde ai nevoie de învățământ online pentru cei care stăteau de prea mult acasă ca să poată să recupereze. Când ai nevoie de decizii imediate să aloci testele de salivă sau alte teste pentru copiii care se îmbolnăveau pe capete. Nu m-a convins nici post-pandemie că vrea să facă un management performant. Este un ministru comod. Dacă dumneavoastră vă place comoditatea, mie îmi place modernitatea și un sistem de învățământ în care ministrul să aibă curajul să spună că X, Y, Z lucruri nu funcționează și până luni le voi rezolva pe acestea, până peste 3 luni le rezolv pe celelalte, nu mă las până nu le rezolv, ci nu pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 demnitari. Vă spun eu că dacă stă ministrul acasă și așteaptă să se aducă la semnat documentele, merge sistemul stabil, nu-i așa, calm, fără deranj, merge de la sine. Nu este în regulă, stimați colegi. Nu este în regulă ce se întâmplă
în acest moment în sistemul de educație, iar noi vrem să fie liniște. Liniște înseamnă să ne afundăm și mai adânc în problemele 3, care nu sunt rezolvate. 2, liniște 1. Înseamnă să ne placă când PSD-ul dă lista cu inspector general și să ne și să doamna le zicem, Violeta Alexandru, au fost și în trecut așa și ce dacă au fost în trecut? N-am să număr undeva până la 10. Undeva trebuie să fie un moment în care să facem mulțumesc ordine. Mult. Constatați, mă opresc. O secundă, vă rog. Opriți-vă. O secundă, o frază. Nu am menționat nimic despre România educată. Știți de ce? Pentru că nu cred că se mulțumesc. Va face. Mulțumesc. Domnul, am greșit, grupul USR mai are un minut și 17 secunde. Bănuiesc că domnul Miruță Radu Dinel dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, v-am auzit încercând să faceți slalom printre multe acuzații, dar, domnule profesor, nu v-am auzit spunând nimic despre faptul că tolerați celor cu doctorate serioase să le fie rușine în anumite circumstanțe în România să spună că au doctorat. Domnule ministru, am un doctorat recunoscut internațional cu 16 lucrări științifice publicate internațional și vă mărturisesc că în unele circumstanțe mi este rușine să spun acest lucru, pentru că în România permite să se facă doctorate la apelul bocancilor. Îmi este jenă uneori să le spun studenților de la Facultatea de Electronică că a face doctorat în România înseamnă ceva. În altă parte, acei studenți arată mai mult. Iar dumneavoastră tolerați prin activitățile din fiecare zi la minister ca acest lucru să se perpetueze. Și mă adresez dumneavoastră ca profesor, pentru că uneori, așa cum arată Guvernul României, este mai respectos acest apelativ. Domnule profesor, dacă vă mai pasă de așa ceva, nu mai permite să se bată joc de noțiunea de doctorat. Stimați colegi, 10 secunde am să spun și eu o frază. Astăzi, niște zeci de mii de elevi, parcă despre ei discutam astăzi, dau bacalaureatul. În numele dumneavoastră, deși ar fi trebuit să fie menționați, le urez foarte mult succes. Fac parte din generația cea mai chinuită în ultimii 2 ani de zile și cred că le ținem cu toții pumnii. Doamna Luminița Barcar, vă mulțumesc și vă rog să luați cuvântul. 2 minute, nu mai mult. Vă mulțumesc, domnule președinte, de ședință, domnule ministru, stimați colegi, ne aflăm astăzi în fața unui exercițiu democratic, al unei moțiuni simple împotriva unui ministru. Din păcate, acest exercițiu nu are fundament, nu propune argumente și se desfășoară strict în scop electoral. Colegii de la USR au luat în ultima perioadă fiecare ministru al guvernului în analiză și combate cele mai multe ori, fără argumente serioase, activitatea acestora. Nu e un lucru rău atunci când e făcut cu bune intenții, însă expunerea motivațiilor de astăzi împotriva ministrului educației nu este suficient de solidă pentru a face obiectul unei moțiuni în Parlament. Mandatul meu în Ministerul Educației s-a desfășurat în plină pandemie și am reușit să văd și să înțeleg foarte bine cum stau lucrurile de la vârful ministerului și pot să vorbesc astăzi despre realitatea și lupta care se poartă acolo zi de zi pentru îmbunătățirea sistemului educațional din țara noastră. În ceea ce privește bugetul Ministerului Educației, da, nu avem 6% din PIB pentru educație, așa cum nu am avut niciodată de când în legea educației naționale a apărut acest deziderat, indiferent de cine a fost ministru și de ce partid au fost la guvernare. 6% din PIB reprezintă un ideal și sper ca într-o zi să devină realitate, dar până atunci trebuie să ne gospodărim cu ce avem. Ministerul Educației a făcut față cu succes din punct de vedere al bugetului în cei 2 ani de pandemie, în care știm cu toții că nu a fost deloc ușor pentru învățământul românesc. În moțiunea simplă pe care o discutăm astăzi se vorbește și despre problema transportului elevilor. Colegii de la USR sunt incorrect informați, în sensul că de câteva luni de zile Ministerul Educației a plătit în avans
către elevi sumele destinate achiziției de abonamente școlare. Consider că această procedură va avea un efect pozitiv asupra ratei abandonului școlar. De asemenea, să nu uităm că prin PNRR vor fi achiziționate pentru transportul școlar 1860 microbuze electrice și 2500 microbuze hibride. Și dați-mi voie să închei. Aș dori să subliniez în încheiere că situația învățământului din țara noastră este delicată și necesită atenția noastră a tuturor, coroborată cu dorința de a pune umărul prin muncă serioasă la îmbunătățirea educației copiilor noștri. Eu vă invit să contribuiți cu toții, dragi colegi, la eforturile făcute de acest minister, pentru că în acest caz specific nu vorbim despre politică, ci de însuși viitorul României. Mulțumesc. Pe procedură, domnul Ciubuc, dacă tot ați venit să-mi solicitați, de ce v-ați dus iarăși în capătul sălii? Haideți, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Am un mesaj din partea unui elev care astăzi dă bacul. Să-i transmit domnul ministru că astăzi în România se dă bacul și în țara în care România este condusă de oameni care nu au dat bacul. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți, sper că nu veți avea 18 minute și 56 de secunde. Vă rog la final să interveniți. Am o rugăminte, stimate coleg, pentru că ne-am rărit să știți că facem ecou. Vă rog puțin mai încet. Vă mulțumesc. Da, sunt măgulit de atenția pe care mi-ați acordat-o. Sunt măgulit de atenția colegei, doamna Violeta Alexandru, mă uitam prin conversații, mă pierdusem între mesaje primite, ești cel mai bun, ești norocul nostru, n-am văzut niciodată un ministru al educației ca tine, scrise. Nu știu. Le mai aveți? Doamna Violeta Alexandru, da, evident că le am. M-am uitat acum pe ele. Da, mă rog, doamna Alexandru, ne-ați convins într-adevăr, asta trebuie să recunosc. Ați numărat de 3 ori până la 10, ați numărat corect, deci primul pas e îndeplinit, prima competență o aveți. Mai departe nu mă pronunț. Mulțumesc pentru ocazia de a vă explica, așa, după câtă statistică am făcut eu prin facultate. Vă spun că, într-adevăr, procentele, da, sunt necesare, procentele trebuie să fie utilizate, dar pentru utilizarea lor e nevoie de știință de carte și e nevoie și de credință și bună credință să nu manipulezi cifrele prin procente. Pentru că ceea ce prezentați dumneavoastră sună în felul următor. USR i-a crescut salariul lui Ionel cu 33%, de la 3 lei la 4 lei. A venit criza și a luat un sfert, 25%. Ionel săracu s-a întors de la 4 lei la 3 lei. Acum USR îl întreabă ce ai făcut cu diferența de 8%, că noi ți-am crescut cu 33 și ți-am luat doar 25. De asemenea, dacă ați menționat Germania, vreau să vă spun că în anii 90 era o opinie promovată cum că România e ca în Germania. Se bazau într-adevăr pe utilizarea procentelor. Deficitul era prezentat în valoare absolută. De exemplu, nouă ne lipsea un miliard din două, iar lor le lipseau un miliard din 1000. Da, se prezenta deficitul în valoare absolută, un miliard. Creșterea era la fel, de 2-3% și la noi și la ei. Deci, per total, era la fel. Asta încercați dumneavoastră să mă învățați. Să știți că eram foarte mulți pe loc când am dat admiterea la facultate și chiar la cursurile de statistică am fost. Aș vrea să vă spun că învățământul dual este o preocupare permanentă. Nu vreau să... Și... Da, nu, cu educația constat că e mai greu pentru unii, dar nu e niciun fel de problemă. Sunt profesor și am datoria să fiu îngăduitor cu...
cei care se manifestă în acest fel. Nu am cum să mă manifest în același fel, îmi pare rău. Deci învățământul dual beneficiază de o finanțare de 338 de milioane de euro din PNRR pentru mai mult de 10 campusuri de învățământ dual. Tot din PNRR, care într-adevăr are o finanțare de 3,6 miliarde de euro, toate sub tutela României Educată. Când am preluat mandatul pentru educație, PNRR-ul prevedea exact 1 miliard de euro. 1 miliard de euro. În timpul mandatului meu, coincidență sau nu, a crescut valoarea finanțării pentru educație de la 1 la 3,6 miliarde de euro. Aș vrea să vă spun că provocarea este aceea a utilizării acestor fonduri. Iar între ministere, apropo de acuza pe care ați adus-o că n-am făcut nimic, totuși suntem în curs de finalizare pentru cel de-al doilea apel, 234 de milioane de euro pentru digitalizarea în educație. Am finalizat prima rundă din PNRAS. În total sunt 2 miliarde de lei. 2 miliarde de lei. Nu știu dacă sunt multe situații în care... Deci încercăm să facem. Să știți că noaptea asta, știu, nu interesează pe nimeni, dar am fost acuzat că sunt comod. Cred că puteți să spuneți că sunt incompetent, că sunt urât, că sunt bătrân, că sunt aspus. Și să știți că am spus-o cu mare apreciere pentru colegii mai tineri. Aș vrea să fiu și eu mai tânăr, dar din păcate sunt bătrân. Sunt bătrân, sunt urât. Sunt... Și așa cum ziceți dumneavoastră, dar comod nu sunt. Dar comod nu sunt. Deci alături de colegii, așa cum v-am spus, verificăm, știu, noaptea înainte de dimineață, atunci se verifică subiectele să poți să gestionezi examenul de bacalaureat și de evaluare națională. Dumneavoastră o să spuneți noaptea ca altceva. Știu lucrul ăsta. Deci comoditatea cred că e singurul lucru care lipsește, dar mă rog, putem să acuzăm și asta. Mă bucur că s-a amintit de finanțarea creșelor. Vă reamintesc că este 15.600 de lei finanțarea per copil în creșă. Este o finanțare introdusă în mandatul acestui guvern și raportați-o la puțin peste 4.000 de lei finanțarea copiilor din grădiniță sau la 6.000 de lei finanțarea copiilor în școală. Trebuie să crească aceste finanțări, dar când am început cu finanțarea copiilor din creșă, am început cu dreptul, pot spune, la 15.600 de lei. Structura anului școlar, fără doar și poate, nu rezolvă problema. Este o schimbare de formă. Chiar și evaluarea digitalizată sau standardizată este necesară, dar n-ar nicio șansă să rezolve problema. Poți să evaluezi în orice fel dacă acei copii nu au dobândit acele competențe. Structura anului școlar, pe 5 perioade de învățare, separate de 5 vacanțe, vă aduc la cunoștință că există dintotdeauna în învățământul primar. Nu e nicio noutate. Am introdus aceleași 5 perioade de învățare de 7-8 săptămâni în alternanță cu vacanțe, conform principiilor pedagogiei moderne și la gimnaziu și liceu. Am introdus de asemenea vacanța mobilă, ghiciți la propunerea cui? A celor care critică cel mai tare. Distinți coleg, sunteți în sală, nu-i așa? Știți de câte zeci de ori m-ați rugat să iau în considerare și nu numai dumneavoastră vacanța mobilă în luna februarie? Da, ea există acum, în a doua, în a treia sau în a patra săptămână, la decizia fiecărui județ. Acum vă renegați și propriile idei. Nu e niciun fel de problemă. Revin la fond. Sunt schimbări de formă. Și evaluările standardizate, și evaluările digitalizate, și structura anului școlar. Ele trebuie să fie însoțite de fond. Fondul nu poate fi altul decât curriculum predat de profesori competenți. Orice am vrea să facem, în școală profesorul va avea rolul determinant. Formarea profesorilor, motivarea profesorilor, salarială, dar nu numai, cu redarea prestigiului cadrului didactic, sunt obiectivele singurei reforme. Am fost acuzat că fac reformă între două cafele. Nu fac reformă între două cafele, distins coleg. Singura reformă pe care o cunosc eu, dacă dumneavoastră cunoașteți altceva, este reforma României Educată, care a beneficiat de consultarea, pe parcursul a mai mulți ani, de consultarea tuturor actorilor implicați în educație, direct sau indirect. Eu altă reformă nu cunosc. Eu nu fac reforme, aceea o preiau și o aplic. Și vă asigur că veți avea o surpriză foarte plăcută când veți vedea
proiectele legilor învățământului preuniversitar și învățământului universitar construite pe baza acelei, sunt absolut convins și nu sunt deloc ironic. Acele legi vor răspunde multor întrebări. Dacă vă veți întoarce și vă veți uita, veți vedea că este transpunerea concluziilor din proiectul România Educată. Nu știu. Da, în educație rezultatele se văd doar pe termen mediu și lung, niciodată pe termen scurt. Nu vă mai plictisesc, mi-au rămas 10 minute. Să știți că atunci când am spus că 25 de minute este mult pentru cât am vorbit, mă refeream la dorința mea de a nu vă plictisi, dar mă refeream și la dorința de a nu obosi cei care ați redactat textul moțiunii. Am văzut și lucrul ăsta. Vă asigur că veți avea un partener de dialog civilizat și deschis în continuare, cel puțin la fel cum ați avut și până acum. Și printre dumneavoastră se găsesc mulți care au avut rugăminți, care puneau problema altfel decât în textul moțiunii, au beneficiat de deschiderea Ministerului Educației și vor beneficia în continuare. Lucruri în totală regulă și aliniate cu legea. Vă mulțumesc încă o dată pentru o oportunitate unică. N-am avut atât de mult timp, nici n-am știut cum să-l gestionez. Dar pot să vă mai spun. Mai gândiți-vă. Da. Despre educație, da, n-ar ajunge zile între și nu vor ajunge zile între să vorbim atunci când vom lansa legile educației. Da, pare rău, nu. Mulțumesc mult, domnule ministru. Pot să cobor mai mult de atât. Mulțumesc. Cu cel mai mare drag declar ședința închisă. O după masă plăcută. Ne revedem mâine la declarații politice.